Bine v-am regăsit, dragii mei! Azi o să fac o ciorbă de perișoare. Și am nevoie de carne tocată, cam un jumătate de kilogram. Aici e amestec de vită cu porc, niște zarzavaturi, morcov, pastârnac, ceapă și... Iar am uitat cum se zice asta. Praz. Aici am o bucată de costiță. Știu că o să ziceți că e cam mică, dar e afumată și domnul Mondialu nu are voie. A fumat, deci i-am dat un clocot înainte. Și chiar așa numai o savoare, puțină savoare. Că nu are voie să mănânce mult. Îl pun la regim, drastic. Pătrunjel, mărar. Orez. Un ou. Smântână de la doamna din Arus, din piața Ion Meșter. Cam atât, mă apuc de treabă. Prima dată o să prepar carnea pentru perișoare. Și o să pun aici puțin ulei, unde călesc ceapa. Am tăiat aici o ceapă mărunt. Bate la ușă. Unde își punem ceapa la călit. Las 2-3 minute să se călească. Aici am orezul. Cam o mână de orez o să pun. Nu mult, că nu-i place cu mult orez. Până adaug orezul și mai las 2 minute să se călească cu orezul. Cam 3 linguri de orez am pus. Sunt care pun mai mult. Dar la domnul Mondial îi place carnea, nu? Să nu fie mult orez, așa și sarmalele. Cât mai multă carne. Adaug puțină sare, piper. Bun, și îl trag deoparte, lasă să se răcească puțin. Și între timp pregătesc zarzavaturile. Pun și aici puțin ulei. De data aceasta o să dau prin răzătoare morcovul și pastârnacul. O să tai numai ceapa și prazul. De obicei îl tăiam în cubulețe. M-am gândit să fac. Am mâncat undeva la ceva restaurant și era așa răzălit. Și mi-a plăcut. Bun, adaug ceapa. Tai și pastârnacul tot așa cu bulețe. Dau focul mai încet. Mă răzălesc și morcovul. Am pus mult cam un morcov.
mijlociu și un pastârnacut așa mai mic. Mă cât să-i dea puțin gust. Bun, suficient. Ce rămâne le dăm la dedu. Și acum le las să le se călească. Și ce am uitat, o să pun și un cățel de usturoi. Doar unul este suficient. Un tămărunt sau puteți să-l dați prin să-l pisați. Gata. Aștept acum să se călească. Între timp văd orezul. S-a răcit. Pot să adaug carnea. Adaug oul. Puțină verdeață. Și acum amestecăm bine. Mai bine știți cum e, nu? Cu mâna. Doar că eu mai trebuie să amestec și aici. Și încă nu-mi bag mâna. Nu o să pun boia, nimic. O să pun doar smântână la sfârșit. Puțin să văd dacă mai trebuie sare, piper. Parcă puțin piper. Și un pic de sare mai pun. Bun, aici putem să punem apa. Ce culoare frumoasă are. De-aia îmi place să le dau prin răzătoare, că parcă are altă culoare. O să adaug și costița. Și un capac și las să fiarbă. Dacă nu pot să iau capacul... Să văd. Mai trebuie să pun doar sare și piper, deși o să pun foarte puțin, că e sărată și costița. Suficient. Și o să pun puțin peperoncino din ăsta. Am amestecat bine, bine compoziția. Am făcut aici pe picioarele. Le-am făcut biluțe mici. Și acum o să le pun în ciorbă. Una câte una, frumos.
Sunt care le dau prin făină când le modelează. Da, eu le fac, îi fac acid la stomac. La domnul meu încerc să le pun una pe alta, să fie una lângă alta. Le lăsăm să fiarbă la foc mic până ce îmi spun că sunt gata. Supa, după cum vedeți, a fiert. O să adaug smântâna. Îmi trebuie ceva mai mare. Am nevoie de un gălbenuș de ou. O să pun un vârf de linguriță de muștar. Amestec bine, adaug smântâna. Bineînțeles, câtă vreți. Eu o să pun cam 3 linguri bune, 4. Așa nu mai trebuie să-mi pun în farfurie smântână, că este suficient în supă. Deci am oprit focul la supă. Nu mai trebuie să fiarbă. Adaug din supa fierbinte peste smântână. Și o să torn totul în oală. Bineînțeles, dacă vreți, cine vrea, poate să adauge puțin oțet. Să gust și o să văd dacă e nevoie. Parcă mai trebuie puțină, puțină sare. Și da, o să pun o lingură de oțet. Sau lămâie, cum vreți. Punem verdeața. Acrișoară. Minunat. Vă pun să păpați. Da? Vreți? Vreți? Că v-ați dat seama că mondialul nu e acasă, nu? Că e liniște de plină. Deci azi o să vă servesc pe voi. Arată bine. Gustoasă, vă spun eu. Poftă bună și să aveți o zi minunată.